Potrivit ANM, în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului, local vijelii, descărcări electrice și izolat grindina. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. În aceste zone, meteorologii au emis avertizare cod galben. Este vorba despre județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor, Arad, Timiș, Alba, Hunedoara și Caraș Severin. Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în zonele montane din restul teritoriului. Începând cu a doua parte a nopții de miercuri spre joi, vântul se va intensifica temporar în regiunile estice și sud-vestice.